Domnul Sava, am ceva să vă spun ce vă va interesa, presupun. Hai să punem și microfonul ca să ne auzim mai ca în vremurile de altă dată, la refuzor, la difuzor. Mai puțin. Un moment. Mai puțin. După aici trebuie să fie uite. Acum o să mergem la o vizită, că noi suntem cu biserica, bisericile. Și ce vom face? Eu voi spune niște lucruri, domnul Sava. Deci, în 2011 mi-a murit mama. Mama mea, înainte să moară, n-am văzut că a murit, bine, avea o expresie sfâșietoare pe chip. Mă privea cu o enormă suferință, știind probabil ce avea să urmeze pentru mine. După 2 ani, în care am stat la bloc singur, tata a fost aici, bunica, mama lui, a mai trăit până în septembrie, mama a murit în iulie și n-am putut să mă duc la mormântarea bunicii, atât a fost afectat. După aia, efectiv, ca să îmi șteargă neamul și casa și pământ și ce am avut, pădure, ce încă din anii 90 m-au chinuit pentru pădure, cine știe cât pădure, până azi, așa, acum suntem în 2023. Și eu l-am susținut pe Iohannis. Bun. Că la el mergem, nu? Și ce vreau să spun? Dom'le, mi-a rupt spatele, mi-a spart nasul, mi-a dat cu băta în cap aici, între ochi, întuneric, dita mai băta. Dar s-au purtat urât, am suferit, numai cu Biblia. Să știți că n-aveți dreptate și Noul Testament este. Bun, și ce vreau să spun? E că ce vreau eu să zic, domnule? Da. Taică meu era pus de securitate, era forțat, era amenințat să sune la 112, să provoace ceartă în casă, că a mai rămas numai doi, mama fiind moartă. Apoi eu pe mine m-au trimis la ZAM, deși eu mergeam la mănăstire. Au fost niște chestii, m-au acuzat de tot, toate. Au zis, ori îți sugi pula, ori ești pedofil. Așa mi-a zis un țigan, pe stradă, noaptea. Și nu au fost niște chestii, dar vreau să zic că și odată, țin minte că am vorbit cu doamna, că acolo sunt numai femei. Nu știu, am mers eu. În general, la 112, răspund numai femei. Și într-unul din an, nu știu, după 2014, 2014, 2015, nu știu, cam pe atunci, i-am zis, Doamne, vă spun un singur lucru. Medicii, doctori, sau cum o fi zis eu, și polițiștii sunt cei mai mari criminali. Asta ca să parafrazez ce zicea Caddy, nu? În albumul De Cartier. Nu știu la cine se referea. Că sunt cei mai mari criminali, am văzut. Și ce-o zis angajata statului român la 112, care ar trebui să fie o instituție, nu? Sacrosanctă. O zis, asta e. Așa a zis doamna și după aia a mai stat vreo 2 ore și s-a dus, a culcat. Mie mi-a rupt spinarea. Bine, mi-a rupt spinarea prin 2017. Mai de cu ceva ani. Și am făcut 10 ani de pușcărie psihiatrică. Eu sunt ăla, mă, de la barajul Vidraru. Deci să-mi răscrăcăresc și picioarele, dar aia mai rămâne pula, ce faceți cu ea?